Se vede că respiri, Cătăline! Al dracu, poponar! Ia atent, hai, aranjează-te frumos, fă-te frumos! Sunt frumos? Da! Pumă și pumă aici! Hai că te-am pupat, gata! Du-te, dracu, că mi-ai lăsat bale! Ia te vezi că începe filmarea în 3, 2, 1 și... Cătăline, ce părere ai despre Dumnezeu? Despre Dumnezeu, eu cred că nu există. Vă spun cu sinceritate. Pentru că am văzut în România multă violență. Eu când am fost bătut în centrele de plasament, pe stradă, unde era Dumnezeu? La băutură? De aceea vreau să vă spun și să vă aduceți aminte de mine că de fiecare dată când vă spun de trauma mea, este ceva care nu am puterea să trec peste această traumă, că de fiecare dată văd violență în România. Niciodată n-am văzut fericire, ceva frumos în viața mea, niciodată, decât chin, suferință, traumă. Dacă voi considerați că există Dumnezeu pe pământul ăsta, de ce există mai mulți sărmani pe pământul ăsta, pe tot globul pământesc? Există mai mulți sărmani. De ce există bogătani și la bogățani tot li se mai dă, li se mai dă în continuare și mai mult decât are? Și la cel sărman îi se va lua până și pielea după el. Eu nu înțeleg o șmecherie aici în viața asta noastră reală, pe tot globul ăsta pământesc. Deci, la bogătan li se dă, la sărman li se ia. De multe ori stau mult să mă întreb că eu când merg pe stradă și sunt bătut în România pe străzi, unde e Dumnezeu să mă apere? Dacă exista Dumnezeu cu adevărat, mă lua de aici Dumnezeu și mă punea în altă parte. Sau dacă nu, punea scânduri împrejurul meu și ăla dă voia să mă bată pe mine, să dea cu pomnul în scândură. Ca să dea, să se sature firea în măsa lui a dracului. De aceea vă spun că nu aș crede eu că există Dumnezeu pe pământul ăsta, pentru că există prea multă sărăcie pe tot globul ăsta. Există viață necinstită pe pământul ăsta. Muncești mult, te epuizezi, nu câștigi nimic, te duci în 6 scânduri. Viața e necinstită. Bogătanii ăia se lăfăie în piscine, limuzine și tu mor de foame. În toți anii ăștia am stat să mă întreb dacă există Dumnezeu. Și am văzut eu cu ochii mei că nu există. Vă spun cu sinceritate că nu există. Există alte fel de creaturi care există în pasărea colibri. Care, ce minuni îmi face mie o pasăre? Aia zboară deasupra. Ce minuni să facă pasărea aia? Turcii cred în d-astea, în pasăre de-asta. Nu cred în Dumnezeu, cred în pasăre, maiastră. Sau protestanții cred în Isis sau nu știu cum e. E fel și fel de căcănării care nu există, n-are cum. Noi trebuie să credem în realitate. Ce înseamnă realitatea? Realitatea înseamnă că românul dă cu ranga în cap ca să aibă din ce să trăiască. Noi trebuie să credem că românul are mentalitatea să dea cu ranga în cap, să bată, să traumatizeze. Eu n-aș vedea ca o lume de pe acest glob pământesc să se schimbe în ceva frumos, sub nicio formă. Lăcomie pe pământul ăsta e la ordinea zilei. Realitatea înseamnă ca bogătanii ăia să lăfă în piscine limuzine și tu mor de foame. Realitatea pe pământ este că popii vin la biserică cu Lamborghini și tu mor de foame. Ia, votează-mă și tu pe mine ca preot să vezi în 2 zile îmi iau Mercedes, îmi iau vile, îmi iau palate, îmi fac piscină în spate. Ha, ce nu mi-aș fi dorit să fiu popă? Mare scofală să mă duc într-un altar și să zic veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire. Și mi-a venit banul și mi-am luat palat. E șmechereală. Aici
Să îți dai seama că șmechereaua asta este a face bani și a te îmbogăți. Cine are servici de popă, domn ajunge că doar își ia palate, își ia merțe de surișe, e șmecher un popă. Trăiește bine din pomeni, trăiește bine din venituri, trăiește bine din cumpărarea pământului în groapă. Eu una sincer ți-o să spun, când doi muri, nici nu mai îmi pasă de trupul meu ce se întâmplă. Mă doare drept aici în cot. Eu, până la urma urmii, doresc ca trupul meu să fie dat la câini, la hinghie, să-l mănânce, să mâncați-l de vă dracu. Eu, atâta timp cât trăiesc pe pământ, sufletul, atâta timp cât trăiesc pe pământ, sufletul meu, dacă zice să dau în stânga și în dreapta la oameni sărmani, asta înseamnă divinitate, să dai la oameni sărmani, să ajuți oameni sărmani, pentru că eu cu lucrul ăsta, cu lucrul ăsta, nu o să ajung dracu în pământ. Ăsta rămâne pe pământ, iar eu mă duc în pământ, mănânc 6 scânduri, putrezesc. De aceea, asta voi trebuie să credeți în realitate, nu trebuie să credeți în ceva ce n-ați văzut. Cum vii tu mie la texte mie să-mi spui mie că bă, s-a făcut o minune pe termopan și e Domnul Dumnezeu. Hai mă, las-o dracu, mă. Din ce dracu să mai facă și românii să mai câștige bani? După Arsenie Boca ați câștigat bandă, v-ați îmbogățit, ați vândut postere cu Arsenie Boca, care ăsta niciodată, cred că nici în viață n-a fost. Așa, Arsenie Boca, ce minune a făcut Arsenie Boca, mă, mânca mi-ar spula. Păi ăsta a fost un jegos care a fost popă, a murit la rândul lui și atât. Ce minuni mi-a făcut mie un Arsenie Boca. Bă, dacă crezi tu că există Dumnezeu, eu stau în casă, mă rog zi și noapte, ca să-mi dea și mie 1400 de miliarde să pot să ajung și oamenii sărmani. Că asta e dorința mea cea mai mare. Nu că-mi vin mie cu texte de alea, păi nu mă, ca să-l crezi, să-l vezi pe Dumnezeu, trebuie să crezi. Sau mai vii cu texte de alea la mâna a doua de la Babele Știrbești. Păi ca să-l vezi pe Dumnezeu, trebuie să te rozi de zi, să crezi. Bă, îmi vii cu texte de astea, băbești, mă. Du-te, mă, în pis, mă, adică nu există niciun Dumnezeu distrușilor. Adică eu dacă îți spun ție că eu mâine mă sinucid, tu ai timp să mă crezi pe mine? Adică tu, dacă eu vin la tine și îți spun, bă, alaltă, vezi că m-am întâlnit cu Dumnezeu și a zis că nu vrea să mă ajute cu miliardele alea ca să fac și eu niște bani mulți și să ajut oamenii sărmani. Nu, sub nicio formă. Aici pe pământ ne este dat să muncim, să luptăm, să ne omorâm între noi, dobitocii, și să furăm ca să putem să trăim pe pământul ăsta. Nu o să vezi niciodată pe pământul ăsta fericire, bogăție, sub nicio formă. Bogăție, fericire au bogătanii aia care se lăfăie în piscine, limuzine și au uitat de mămăligă și ceapă. Dar eu te spun cu sinceritate, am dreptate în ceea ce spun. Nu există Dumnezeu. Bă, dacă tu crezi că există Dumnezeu, stau și eu așa, Doamne, vreau și eu 1400 de miliarde ca să fac și eu un centru de plasament, să-i ajut pe aia săraci, îmi dai? Crânci, nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. Pur și simplu. Am văzut eu cu ochii mei că nu s-a întâmplat. Deși mi-aș fi dorit în suflet că dacă exista Dumnezeu, voiam să-L întreb, de ce m-a dat pe pământul ăsta? Cu ce am greșit? Ca să văd oameni necăjiți pe pământul ăsta care se luptă de azi pe mâine? Păi acum vine iarna. Și acum când o veni iarna, să vedeți voi că există oameni boschetari care tremură prin frig, mor de foame, mor de frig. Bă, unde mă Dumnezeu? Unde? Nu înțeleg. De ce viața necinstită? Eu cui am greșit să trăiesc pe pământul ăsta și să nu găsesc o bucurie, fericire, odată în viață? Mie în toți anii ăștia cât mi-a fost dat în viața asta, n-am găsit niciodată fericire. N-am găsit, am găsit decât chin, traumă, suferință. Asta am găsit pe pământ. Eu vă spun realitatea. Eu trebuie să cred în realitate. Ce înseamnă realitatea? Că tu ești român și dai cu ranga în cap. Eu sunt olandez și iubesc oamenii sărmani, bătuți de soartă. Asta sunt eu. Vreau să vă spun realitatea pe pământul ăsta. Tu trebuie să crezi în realitate. Tu trebuie să crezi în realitate că măta ți-a dat viață ca să lupți. Nu că există ceva ce n-ai văzut. Ia auzi, crezi în ceva ce n-ai văzut. Bă, este exact ca cum ți-ar spune eu acum. Bă, la mine în mână este bani. Dar de obicei eu spun că e bani, dar tu pe mine nu mă crezi. Dar tu pe mine mă crezi doar atunci când îi vezi. Deci pe mine ca persoană, eu dacă spun că aici e bani,
Tu nu mă crezi.